Vă mărturisesc că sunt impresionat de organizarea acestui eveniment. Îl felicit din tot sufletul pe Florin Alexe, pe care promit să-l și votez când va veni rândul Timișului. Eu sunt convins că o armată cu un așa entuziasm ca al vostru merge cu siguranță la victorie, cu multă încredere, la un război foarte greu care ne așteaptă. De ce spun război? Spun război pentru că, din păcate, România a fost acaparată de o camarilă portocalie care este și coruptă, și ineficientă, și mincinoasă, și trufașă, care a furat banii din pensii și salarii, care a umilit instituțiile statului, care a politizat educația, o putere care a închis spitalele, care a distrus clasa de mijloc. Rezultatul guvernării pedeliste, 2 ani și jumătate, fiind 500.000 de șomeri și 450.000 de firme care și-au încetat activitatea. De altfel, nu e de mirare că ori de câte ori ne întâlnim cu oamenii pe stradă, cel mai des ne spun: când ne scăpați de ei, scăpați-ne de ei! Dragi prieteni, uniți și nu dezbinați, cu încredere în forța noastră și nu șovăielnici, atenți la nevoile și așteptările oamenilor. În frunte cu președintele nostru Crin Antonescu, care a câștigat inimile și încrederea românilor, victoria va fi fără îndoială a Partidului Național Liberal și a Uniunii Social-Liberale. Invitatul de onoare pe care trebuie să-l prezint astăzi este unul dintre tinerii care în 1990 a început să activeze în Partidul Național Liberal. Și de atunci a luptat și a crezut în valorile liberalismului, ale economiei de piață liberale, ale liberei inițiative. În calitate de președinte și de prim-ministru din partea Partidului Național Liberal, a văzut multe dintre aceste idei în care a crezut puse în practică. Și perioada în care a fost prim-ministru al României a fost cea mai bună perioadă a României moderne, cu creștere economică record și cu momentul istoric al intrării României în Uniunea Europeană. Mai e nevoie să vă spun despre cine este vorba? Eu cred că nu.